Aș vrea să continuăm să vorbim câteva lucruri despre suferință. Dragii mei, suferința se pare că rămâne o mare surpriză pentru fiecare dintre noi. Apostolul Petru spune, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru. Nu vă mirați când vine suferința peste voi. Ne mirăm. Nu știu câți dintre noi am cerut de la Domnul suferință. Eu n-am cerut, decât ca Domnul să o îndepărteze de la mine. Bărbații se raportează mai greu la suferința fizică. Se spune că dacă bărbații ar trebui să nască, n-am fi 8 miliarde pe planetă, ci probabil n-am mai existat deloc ca rasă umană. Avem un model în Biblie și modelul nostru rămâne Hristos Domnul. Dragii mei, când mă uit la Domnul Iisus, îl descoper așa cum îl vede Isaia, om al durerii și obișnuit cu suferința. Observăm că Domnul Iisus a suferit de foame și de sete, a fost refugiat în Egipt, a fost obosit, a fost respins de liderii religioși ai vremii, a fost vândut de Iuda Iscariotianul, unul din cei 12. Petru s-a lepădat de el. Ucenicii l-au părăsit în cele mai grele momente din viață. Dușmanii l-au prins, l-au judecat, l-au condamnat la moarte. A fost învins în alegeri de Baraba. Și când mulțimea și-a dat votul, l-a ales pe Baraba. A fost bătut cu nuiele și umilit de soldații romani. A fost răstignit pe cruce și îngropat în mormântul lui Iosif din Arimateea. Dar a treia zi Hristos a înviat. El este viu. Om al durerii, obișnuit cu suferința, îngropat, dar a înviat a treia zi, după Scripturi. El rămâne Domnul, El rămâne modelul nostru. Și aș vrea în seara aceasta să spun câteva lucruri despre suferință. Primul este faptul că suferința ar trebui să fie parte din gândirea noastră. Foarte mulți predicatori merg la una dintre extreme. Unii spun că viața alături de Domnul ar trebui să fie numai suferință, lacrimi, plâns, durere. Și de aceea, spun ei, un creștin vesel este o contradicție de termeni. Eu cred însă că un creștin trist este o contradicție de termeni. Chiar în suferințele noastre, noi trebuie să fim mai mult decât biruitori. Alții, o altă extremă, consideră că viața cu Domnul înseamnă doar bogăție, sănătate și nicio problemă în lumea aceasta. Ori lucrul acesta nu este biblic. Este frumos, dar nu este biblic. Am o problemă când văd oameni fără nicio viziune. Am o problemă când văd oameni care așteaptă ca toate să le vină din cer. Să nu facă nimic. Văd printre tineri oameni care n-au nicio viziune, n-au niciun vis, n-au nicio speranță. Parcă s-au născut obosiți și trăiesc pentru a se odihni. Dar am o problemă și când văd oameni care cred că totul stă în puterea lor. Că numai ei sunt cei care dispun de viața lor și l-au scos pe Dumnezeu din ecuație. Așa să observăm că înțelegerea biblică este una clară. Găsim în Biblie faptul că oamenii lui Dumnezeu
au avut în gândirea lor, au avut în mentalitatea lor înțelegerea că umblarea cu Domnul înseamnă, printre altele, și suferință, sacrificiu. Când mă uit la localul acesta atât de frumos, când văd cor și fanfară cântând, când văd tot felul de grupe care laudă pe Domnul, știți ce văd în spatele tuturor acestor lucruri? Eu văd sacrificiu. Eu văd suferință. Eu știu că aici au fost oameni care au pus suflet. Locul acesta nu este doar lemn, piatră și valori materiale, ci aici este vorba de sacrificiu, de transpirație, de muncă. Și mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei care muncesc pentru lucrarea Domnului. Dragii mei, ascultați ce spune Biblia despre suferință și nu o să citesc mult, să amintiți ceva despre suferință și până acum. Fapte 14:22. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm cum? Prin multe necazuri. Filipeni 1:29. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Har să pătimim pentru El. Vreau să vă întreb, cum înțelegem noi suferința astăzi? De ce ne așteptăm ca toate lucrurile să ne meargă bine? De ce ne așteptăm să avem doar prieteni? De ce ne așteptăm doar la sănătate, la bunăstare? S-a întâmplat ceva în gândirea omului modern. Am scos suferința, am scos sacrificiul. Nu știu multe lucruri despre pastorii dumneavoastră, despre slujitorii pe care îi aveți aici, dar un lucru știu sigur. Că dacă vor să nu mai sufere, trebuie să părăsească slujirea. Dacă este vreun tânăr, dacă este vreun frate mai în vârstă care vrea să slujească pe Domnul, aș vrea să vă spun încă de pe acum că una dintre caracteristicile slujirii este suferința. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun despre suferință este faptul că suferința, deși apare, noi trebuie să nu-i permitem să ne aducă amărăciune în viață. Una dintre cele mai mari probleme ale suferinței este că îi permitem să ne aducă amărăciune. Și știu că unii dintre dumneavoastră veți zice, dar frate, cum să suferi și să te bucuri? Cum să suferi și să nu fii plin de amărăciune? Vreau să vă dau un exemplu simplu din viață în care oamenii suferă și mulțumesc celui care le aduce suferință. Am trecut și eu, ca și dumneavoastră, printr-o operație nu foarte complicată, dar una de hernie. Și mi s-a pus plasă pe burtă. Nu vreau să vă spun câtă suferință am răbdat zilele acelea. Și într-o zi m-am întâlnit cu doctorul care mi-a provocat suferința. Știți ce supărat am fost pe el? Eram gata să-l iau de piept pe holul spitalului. Eram gata să mă cer cu el, să-i spun cuvinte urâte. Ca și dumneavoastră de altfel, nu? Nu. Când l-am văzut, i-am mulțumit așa de frumos și abia mă mișcam. Mă mișcam pe holul spitalului cu pași mărunți, mărunți. Soția mea, femeie înțeleaptă, când m-am dus la Cluj la operație, am vrut să mă duc singur, să vin singur, că nu-i mare lucru. Și a zis, soția, vin cu tine. Și venind de la Cluj, ea a condus și fiecare pietricică peste care trecea mașina o simțeam. A avut o suferință de câteva săptămâni.
Dar l-am cinstit pe domnul doctor, i-am strâns mâna, i-am mulțumit frumos. Nu știi cum să te mai comporți cu omul care ți-a creat suferința. Și de ce? Pentru că am înțeles că suferința aceea mă face bine. Cât înțelegem că suferința în viață ne face bine? Da, suferința îmbracă multe forme. Când te duci la medic și medicul se uită în ochii tăi și spune: domnule, doamnă, mama are cancer sau tu ai cancer, asta e suferință. Când un copil nu-l iubește pe Domnul și la vârsta adolescenței sau la vârsta maturității îți spune că pleacă, asta e suferință. Când un părinte sau un frate este la pat și continuăm să ne rugăm și parcă nu se întâmplă nimic și cerul este închis, asta e suferință. Când ți se taie din drepturi în societatea în care trăiești sau când te trădează frații sau prietenii, asta e suferință. Când cataclismele naturale mătură tot ce ai agonisit. Și cazul celebru al Scripturii este Iov, care pierde tot într-o singură zi. Când vine criza și te prinde nepregătit, pentru că aceste crize de diferite feluri ne prind mereu nepregătiți. Când criza lovește greu în tine și în familia ta, și exemplele pot continua, suferință. Apostolul Pavel este unul dintre oamenii care, atunci când s-a întâlnit cu Domnul, știți ce a arătat lui Domnul? Că va scrie epistole, nu? Ascultați ce spune Biblia, Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 15 și 16. Domnul îi spune lui Anania să se ducă la Saul din Tars și Anania nu vrea să se ducă. Anania, așa ca mulți ucenici astăzi, îi dau informații lui Dumnezeu. Anania îi spune: Doamne, știi că la... Știi ce face Saul din Tars? Dacă nu știi, spun eu. A venit aici cu gând să facă rău. Ascultați ce îi spune domnului Anania: du-te, căci el, Saul din Tars, viitorul apostol Pavel, este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Apostolul Pavel a știut că umblarea cu Domnul înseamnă suferință. Ce deosebită este istoria lui Pavel, care nu s-a lăsat niciodată biruit de amărăciune. Omul acesta a fost atât de puternic. Este omul care din închisoare scrie celor în libertate: bucurați-vă întotdeauna, iarăși zic, bucurați-vă. Pavel e din închisoare. Dragii mei, există în închisoare, există în suferință o bucurie extraordinară pe care o dă Domnul și pe care unii nu o înțeleg. Poate că ați auzit povestioara intitulată Misionarul suedez. Mi-a plăcut această povestioară. Se spune că un cuplu european a plecat în Congo belgian ca misionari, împreună cu fiul lor de 2 ani. Au lucrat acolo mulți ani fără nicio trezire spirituală, fără niciun adult convertit la Hristos. În timpul șederii lor acolo, singura persoană care a răspuns slujirii lor a fost un băiețel congolez mic care le aducea mâncare. Imaginați-vă, după ani de slujire, un singur suflet s-a întors și acela era un copil. Acolo s-au întâmplat lucruri grozave. Soția misionarului a murit.
după ce a dat naștere fetiței lor. În disperare, omul acesta, misionarul, a părăsit Congo cu fiul său și a lăsat fetița de o săptămână în grija unui alt cuplu suedez. Din păcate și acest cuplu a murit și fetița lor a ajuns să plece în America să se căsătorească acolo. Misionarul acesta s-a întors acasă crezând că viața lui a fost un eșec total. A părăsit lucrarea, a părăsit slujirea, a fost respins de păcătoșii din Congo și nu a înțeles că Domnul este cu el. Fiica lui a crescut mare în America, s-a căsătorit. S-a dus să-și vadă tatăl, să-l caute în Suedia. Dar în drumul lor s-a oprit în Londra și acolo, trecând pe lângă o clădire, a văzut că este un misionar, un băiat, un bărbat puternic din Congo, care predică Evanghelia. A stat de vorbă cu misionarul și a înțeles că misionarul acesta congolez era micul băiat nativ care s-a convertit la predicarea tatălui ei în Congo. Istoria aceasta spune că băiatul acesta avea o lucrare mare, 110.000 de creștini la care predica, 32 de misiuni, mai multe școli biblice și un spital cu 120 de paturi. Asta era lucrarea copilului din Congo. S-a dus și și-a întâlnit tatăl. Când s-a întâlnit cu tatăl, ei a spus: tată, eu sunt cea pe care ai lăsat-o în Africa. Bătrânul s-a întors spre ea, a început să plângă și a zis: n-am vrut să te dau, dar n-am putut să mă descurc cu amândoi. Fata a răspuns: e în regulă, tată, Dumnezeu a avut grijă de mine. Fața acestui bărbat s-a întunecat și a zis: Dumnezeu n-a avut grijă de tine. El ne-a distrus întreaga familie, el ne-a condus în Africa și apoi ne-a trădat, nimic bun nu a venit din timpul pe care l-am petrecut acolo. A fost o risipă a vieților noastre. Era amărât. Povestioara aceasta spune că fata a povestit tatălui despre misionarul congolez, despre copilul acela mic. S-a întors spre Domnul, spre finalul vieții, după ce și-a risipit viața în amărăciune. Dragii mei, am o întrebare. De câte ori amărăciunea ne bântuie când suferim? Și nu înțelegem că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor, că nimic nu se întâmplă fără voia Lui, că întâi greul a fost cântărit de brațul Lui și că biruința vine de la Domnul. Nu lăsa amărăciunea să ți inunde viața când treci prin suferință. Pentru că, dragii mei, un al treilea aspect pe care vreau să-l spun este faptul că suferința ne ajută să fim modești, smeriți. Succesul este un profesor bun pentru aroganță. E bine să ai succes ca să fii arogant. Nu poți să crezi pe nimeni când toate lucrurile îți merg bine. Nu poți să crezi că alții sunt atât de împiedicați și nu le merg lucrurile. Nu poți să realizezi cum de unii au atâtea probleme. Probleme de sănătate, probleme cu copiii, probleme în relații. Oamenii care nu trec prin suferință sunt tare mândri. Când ai succes, începi să te crezi grozav. Dacă v-aș întreba ce pericole ne pasc, poate n-am amintit mândria printre ele. Apostolul Pavel purta un țepuș despre care comentatorii biblici spun multe lucruri.
Dar noi citim în Biblie că Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 12 cu 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. O, nu era bun țepușul. De 3 ori s-a rugat Pavel: Doamne, ia-mi țepușul. Și Domnul i-a spus: Pavele, harul meu ți este de ajuns. Dragii mei, suferința ne ține smerit. Suferința ne ține smeriți. Pavel se temea că va ajunge mândru. Și a înțeles că Dumnezeu a hotărât să-i dea un țepuș ca să-l țină smerit. Un al patrulea aspect, suferința ne ajută să ne maturizăm. Evrei 2 cu 10 spune: se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. În suferință oamenii se maturizează. Nu mă întrebați de ce traiul bun nu ne maturizează. Dar suferința ne maturizează cu siguranță. Unde și când ai învățat, am învățat cele mai importante lecții în viață? Există ceva ce se întâmplă în suferință. Îl invidiez pe Iov nu pentru suferința lui, ci îl invidiez pe Iov pentru bogăția lui. Ne-ar place să fim ca Iov, nu bolnavi și săraci, ci în belșug și respectați la poarta cetății. Însă se întâmplă ceva. Iov are o întâlnire cu Dumnezeu. Știți unde? În suferință. Înțeleptul Iov, neprihănitul Iov, omul cu care Dumnezeu se laudă în slava cerească, are o întâlnire cu Domnul și spune: Doamne, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Dragul meu, vreau să te întreb, l-ai văzut pe Domnul? Trei tineri trăiesc neprihăniți în Babilon. Știți unde se întâlnesc cu Domnul? În cuptorul aprins. O mulțime întreagă se închină. Oameni din toate locurile din Imperiu se închină. Trei tineri rămân în picioare și cineva îi părăște la împărat. N-avea cum să-i vadă împăratul. Și acești trei tineri stau înaintea împăratului și spun: Împărate, noi nu ne închinăm decât Dumnezeului adevărat. N-are rost să mai cânte fanfara. Dragi tineri, e atât de prețioasă închinarea voastră. Diavolul vrea să mai cânte odată fanfara. Diavolul vrea să-și calce cuvântul. Împăratul spune: nu contează ce am spus. Uitați ce am spus. Mai cânte odată fanfara, pentru că nu moartea voastră este prețioasă, ci închinarea voastră. Și acești trei tineri stau ferm. Rămân în picioare, ei nu se închină. Și acolo în cuptor se întâlnesc cu încă unul, cu al patrulea pe care îl vede împăratul. Și cel de al patrulea, spune împăratul, seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Richard Wurmbrand vorbește despre închisoare și spune că cele mai înalte trăiri le-a avut nu în America, nu în Senatul American, nu în România, nu la amvon, nu în pastorație, ci cele mai înălțătoare momente ale întâlnirilor cu Domnul le-a avut în închisoare. Dragii mei, este ceva în suferință, este ceva special. Acolo te smerești, acolo te proșteri înaintea Creatorului, acolo te rogi și acolo ți se descoperă Dumnezeu. Oamenii maturi sunt oameni care au trecut prin încercare.
Și încă un lucru. Dacă ni se pare că suferința este în zadar, aș vrea să nu uităm că suferința ne va fi răsplătită în gloria cerească. 2 Corinteni 4:17, căci întristările noastre, ascultați cum le numește Pavel, întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Când răbdăm pentru Domnul, când vărsăm lacrimi pentru Domnul, când suferim pentru Domnul, nu uitați, greutate veșnică de slavă căpătăm. Nu aici. Aici suferința este blamată. Aici oamenii râd când treci prin necaz. Aici oamenii te batjocoresc. Dar nu uitați că într-o zi vom primi răsplata. Vreau să vă întreb, mai arde inima în noi pentru gloria cerească? Mă surprinde, America este frumoasă. Cred că de aici e mai greu să vrei să mergi în rai. Așa mă gândesc. Dacă lucrurile îți merg bine, dacă totul este ok, condiții bune, dragii mei, mai plângem după gloria cerească? Domnul Iisus a dus să ne pregătească un loc, că acolo unde este să fim și noi. El vrea să ne ducă acasă. Acasă nu-i America, acasă nu-i Germania, acasă nu-i România, acasă este acasă în gloria cerească. Aș vrea să vă încurajez și dacă suferiți, și dacă răbdați, și dacă plângeți pentru Domnul, pentru lucrarea Lui, nu uitați că aceste încercări de o clipă, aceste încercări ușoare, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. În concluzie, dragii mei, suferința ar trebui să facă parte din gândirea noastră. Citind în Scripturi, vom descoperi că niciun om n-a trecut prin viață, om mare al lui Dumnezeu, fără să sufere. Toți au suferit. Apoi, un al doilea lucru, să nu lăsăm ca suferința să aducă amărăciune în viața noastră. Haideți să facem diferență între ce înseamnă suferință și ce înseamnă amărăciune. Un al treilea lucru, suferința, nu uitați, ne ajută să fim oameni smeriți. Știți de ce îngăduie Domnul cât e un țepuș? Și-l avem, și-l purtăm, ca să ne rugăm mai cu foc, ca să nu ne mândrim, ca să înțelegem și pe alții. Patru, suferința ne ajută să ne maturizăm. Vreau să vă încurajez, atunci când treceți prin încercări, prin probleme, prin greutăți, cred că unul dintre lucrurile importante care lipsesc bisericilor noastre în vremea aceasta este un consilier spiritual, un lider la care să ne împărtășim durerea. Atâtea probleme în familie, atâtea probleme în viața personală, dragi tineri, dragi frați și surori, vă încurajez, căutați-i pe oamenii lui Dumnezeu, pe slujitorii din biserica dumneavoastră, vorbiți cu ei și veți vedea că încercările prin care ei au trecut vă vor ajuta să vă maturizați și să creșteți în credință. Și aș vrea să nu uităm, suferința ne va fi răsplătită în gloria cerească. N-am răspuns de ce trebuie să suferim. N-am răspuns de ce te-a lovit cancerul. Nu știu de ce uneori cazi în depresie. Nu știu care este problema pe care o ai, dar știu că avem probleme. Știu însă un lucru, suferința ne va fi răsplătită în gloria cerească.